Pentru a veni în sprijinul familiilor cu domiciliul în municipiul Roman și pentru a încuraja cuplurile să aibă mai mulți copii, printr-o hotărâre a Consiliului Local anterioară a fost aprobată acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți. Stimulentele prevăzute se acordă prin Direcția de Asistență Socială, pe bază de cerere și acte doveditoare, după cum urmează: pentru primul născut 1000 de lei net, pentru al doilea născut 1200 de lei net, pentru al treilea și pentru următorii născuți 1500 de lei net. Direcția de Asistență Socială Roman a propus unele modificări la metodologia privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți, cu scopul de a facilita acordarea acestuia. Proiectul numărul 1, privind modificarea HCL numărul 234 din 28.10.2021, privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți. Avizul Comisiei pentru Buget și Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Cultură. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Modificările propuse vizează renunțarea la condiția ca nașterea să fie înregistrată în maternitatea Spitalului Municipal de Urgență Roman, creșterea perioadei de depunere a dosarului prin care se solicită acest stimulent de la 30 de zile de la data nașterii copilului, cum este în prezent, la 3 luni de la data nașterii copilului și modificarea termenului maxim de plată de la 15 zile lucrătoare, cât este în prezent, la 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii.